Salutare și bine te-am găsit la o serie nouă de gaming. Da, gaming pe Roblox, în sfârșit. Mă apuc și eu de un joc și fac o serie în care termin jocul. Sau, mă rog, poate nu se termină jocul, dar ai prins ideea. O să fac multe clipuri pe acest joc. Se numește Code Combat Worlds. Este cel mai tare joc. E acum nou apărut și ideea din spate este că jucătorul învață să programeze în timp ce se joacă. Adică exact ideea noastră pe care am avut-o încă de la bun început, avem și noi jocuri din astea, mai multe variante, poate o să fac într-un filmuleț ultima variantă pe care o avem, dar ok, nu se compară cu jocul ăsta din câte am văzut, sunt curios să văd, îi fac unboxing, să vedem despre ce e vorba, oare putem să învățăm programare în timp ce ne jucăm, ia să vedem. Tup, așa către village, o navă extraterestră. Despre ce e vorba aici când programăm? Hei, era... Oh, 010101, bă, îmi place. Ok, grafica e faină. E exact cum trebuia să fie. Multe insulițe pe aici pe sus. Ce sunt astea animăluțe? Trebuie să-mi aleg un animăluț. Nu știu. Ah, ok, hai să vorbesc cu nenea wizard-ul. Ok, bine ai venit la lumea magică a programării și acum îmi aleg un animăluț, ok, clar. Ia să vedem primul, ce e ăsta? Lupușorul are mult defense. Opa, abilități, știe să încarce. Băi, nu. Nu vreau lupușorul. Peștele atac mult și știe să facă clap. Bun, gata, ăsta e, al meu e. Peștișorul de aur, bun. Bla 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 tutorial. Yay, peștișor, hai să facem ceva, hai să programăm, unde programăm? Oh, training area, aici. Dacă îți place jocul ăsta, scrie-mi în comentarii. Și ok, uite. Pai că nu sunt așa multe aici la training area. Hai să facem un filmulețul ăsta, toate nivelele de training. Și voi îmi ziceți ce puteți aveți. Dacă vă place, atunci o să mai fac clipuri cu joculețul ăsta. Eu oricum o să mă joc joculețul ăsta pentru că asta este ideea noastră. Aș putea spune că ne-au furat ideea sau poate n-am fost singurii care ne-am gândit așa, dar Roblox a sponsorizat jocul ăsta. Adică un studio i-a spus lui Roblox, uite ce vrem noi să facem, ne sponsorizezi să facem jocul ăsta, da, luați de aici și uite ce a ieșit, nota 10, 1000. Deci ce trebuie să facem aici? Stai că nu m-am prins. Deci avem un om de piatră. Ce trebuie să facem? Să spargem două target. Oh, target. Ok. Bum. 1, 2. Bun. Ah, săgețică. Gata, am înțeles. Ăsta e animăluțul meu de companie. Bun. Mamă, cum arată editorul ăsta. Aoleu, păi ce am făcut noi? E departe de chestia asta. Ok, hai să-i dau play. Și s-a dus la un target, la spart. Ok, am trecut la următorul nivel. Bun, tutorialul ăsta a fost ușor. Ce am învățat noi de aici este că putem să scriem cod dacă apăsăm aici. Și acum trebuie să completăm noi. Zice că trebuie să lovim 3 targeturi. Bun. Deci hit. O să se ducă, o să dea în cel mai apropiat, o dată. Deci trebuie să scriem de 3 ori chestia asta, nu? Eu sunt cam leneș de fel. Dacă merge cu copy-paste, Ctrl-C, Enter, Ctrl-V, da, scuze, dacă merge și Ctrl-Z, deja eu sunt în al nouălea cel. Ctrl-Z, da. What? Pă bune, toate cuvintele cheie din Lua? Ma. Așa reacționez eu când rămân fără cuvinte. Deci, ce pot să mai zic? Ma, și nu spune. Fii atent cu galben. Este evidențiat exact ce rulează în momentul ăla. Cât de tare e! Cât de tare e! Gata, m-am îndrăgostit de jocul ăsta. Ok, trebuie să evităm râul cel mortal și să nimerim 3 targeturi. Ok, hai să-l programăm pe golem muțul nostru.
să treacă pe pod și să se ducă la cele trei targeturi. Am înțeles. Ok, hai să-ți explic care e treaba. În Roblox, când programăm, vezi că aici sunt două puncte, paranteze, ghilimele, sună complicat, nu? Păi da, cum au făcut ăștia, chiar dacă e complicat, chiar dacă nu înțelegi tu de ce sunt două puncte, de ce sunt paranteze, asta ți explic eu, dar clar înveți un pic așa să programezi, îți uzi piciorușele în programare. Ideea este că, uite, pet, animăluțul ăsta, animăluțul nostru, care este golemul, ăsta este un obiect. În Roblox, toate obiectele știu să facă lucruri, adică au acțiuni asociate. În programare se numesc funcții sau metode, ceea ce vedem aici se numește metode, dar hai să nu intrăm în chestiile astea așa detaliate. Important este că fiecare tip de obiect are o grămadă de acțiuni pe care știe să le facă, cum ar fi mișcă-te la, sau lovește, sau așteaptă, sau spune, sau bla 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 bla, da? Deci, îi spunem așa, obiectul nostru, ce vrem să facă, se miște către fiecare funcție, adică acțiune, da? Eu o să mai zic cuvântul funcție de multe ori, că na, asta e, tu prin funcție, dacă nu știi programare, înțelegi acțiune, da? Acțiune pe care știe să o facă. Deci fiecare funcție are tot timpul paranteze. Uneori nu e nevoie să punem nimic între paranteze, dar câteodată putem să punem ceea ce numim parametri, adică diverse valori. Da, deci noi putem să zicem move to, da, chiar ia să ștergem, să vedem ce se întâmplă. Să-i dăm un play. Move to what? Băi, cât de tare, move to what? Deci, genial. Ok, deci, move to, da, vedeți de ce toată între paranteze poți să dai diversi parametri. Dacă ai făcut la matematică funcții cu parametrii, deja intuiești despre ce e vorba. Bun, și mai e o chestie. Aici scrie bridge, da? Iar noi aici n-am scris bridge, am scris între ghilimele. Asta pentru că în programare, atunci când e vorba despre un șir de caractere, adică un text, punem tot timpul ghilimele. Da? Pentru că dacă nu punem ghilimele, el ar înțelege că e vorba despre o variabilă. Ia să vedem ce zice acum. Move to what? El nu înțelege. Zice, băi, ce e la bridge? Eu nu știu ce e la bridge. Dar așa cum ne-a sugerat că trebuie între ghilimele, noi spunem, vezi, că există un text undeva numit bridge. Hai. Tup, 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 tup. Du-te, du-te, du-te. A trecut prin mine. Wow, cum îi face spinarea? Wow, tu vezi cum îi face spinarea? Și ce am făcut? I-am dat doar o dată hit, trebuia să-i dau de trei ori hit. Ok. Scuze. Ctrl-C, Ctrl-V. Nu e bine, Ctrl Z, click, ok, trebuie să dau un Ctrl Z, Enter, Ctrl V. Vino la tati, hai. Unde primul s-a dus la cel mai apropiat, i-a dat una, ca pe Robotescu. Încă una. Și ultima, bravo, Slimes. Slimes. Ia să vedem care e treaba cu slime-urile. Deci trebuie să lovim doar slime-urile, nu TNT-urile sau alte chestii. Bun, hai să lovim slime-urile. Păi cred că e destul de intuitiv că trebuie să lovim 3 slime-uri, nu? Ia să vedem. Nu fi supărat, las că te ridici, îți trece. E doar animăluțul meu, așa face el când e supărat. Nu o fi supărat slime-ul. Hai să mergem mai departe la nivelul următor. Hai că astăzi facem toate nivelele de training. Să colectăm 3 bucăți de metal și de lemn. Ia să vedem. Deci trebuie să treacă pe pod. Aici e metalul. Acolo e... Ok, ăla e copacul. Gata. Deci hai să-i spunem așa. Golemel. Golemuț. Cum să-i zicem. Trebuie să-i dăm un nume la golemul ăsta. Da, scrie în comentarii o idee de nume. Ce nume să-i dăm? Deci zicem așa, du-te la bridge, ok, lovește mine. Și după aceea trebuie să lovească copacul. Ok, Ctrl-C, Ctrl-V, tree. Hai să-i dăm un nume, mă, dacă ne-am asociat de el așa, ne-am împrietenit cu el atât de mult. Cum să-i zicem? Piticot?
Nu e piticot. Uite unde l-a pus. Doar încoace. Pe bune, trebuiau 3 bucăți. Ok, 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 scuze. N-am citit, m-am grăbit. Control C. Control V, control V. Copiem chestia asta, control C, control V, control V. Eram ocupat să-i dau un nume prietenului nostru și n-am citit misiunea ce trebuia să facem. Micuțu! Micuțu îi spunem. Gata, hai micuțule. Hai micuțu. Tup, 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 tup. Așa micuțu, dă-mi una. Dă 2 lemne, 3 lemne. Yes, great job. Și acum cum plecăm? Aici, portalul. Ah, deja am terminat jumătate, mai avem jumătate. Hai că devenim deja programatori. Cred că ne-am prins care e treaba cu acțiunile, nu? Ce trebuie să facem? 3 bucăți de lemn. Ah, devine plictisitor așa dacă e o dată, de 2 ori, de 3 ori. Hai să mergem să-l ajutăm. Ah, văd că s-a transformat, acum s-a upgradat. E micuțul de metal. Ce zice aici? Ceață mortală. Golemul de metal poate să treacă prin ea. Păi dacă e de metal, normal. Ia să vedem ce trebuie să facem. Să colectăm 2 bucăți de lemn. Păi și nu e aceeași chestie. Ah, ok, noi nu putem să o luăm pe aici. Bun, deci numai el, deci... Păi și eu cum ajung să le colectez? Ah, le aduce el la mine. E un cățeluș, bun, deci el se duce, lovește copacul, apucă, se mișcă către mine și îmi lasă la picioare, probabil. Deci trebuie de 2 ori, da? Control C, control V, du-te, cățeluș. Ok, ia să vedem, a apucat, acum se mișcă la mine, ia să vedem, mă urmărește sau vine unde eram eu înainte? Unde eram eu înainte, da, pentru că atunci știa el poziția mea, când era la linia 3. Băi, dar ce frumos ne arată linie cu linie ce execută. Nu, nota 10, nota 100, 1000 pentru jocul ăsta. Bravo celor care l-au făcut. Hai să vedem următorul nivel. Sunt curios dacă o să aibă succes jocul ăsta. Nu cred că o să aibă succes. Că știu eu pe copii, mai degrabă ar vrea să, decât să programeze, mai bine ar vrea să joace alte chestii. Ce trebuie să facem aici? 5 bucăți de lemn. Oh, ho, 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 ho. Înveți programare. Bucla for. Superb. Deci for. Pentru i de la 1 până la 5 execută ce băgăm noi aici până la end, pentru că orice buclă se termină cu end. Deci de câte ori execută el chestia asta? De 5 ori, pentru că i o să ia pe rând valorile 1, 2, 3, 4, 5. Asta face bucla for. Deci noi ce trebuie să zicem? Du-te, lovește copacul. După aia ce trebuie să-i dăm? Trebuie să-i dăm grab. Și mi-arată exact de ce am nevoie. Eu doar să-mi aleg, nu trebuie să scriu tot. Deci apucă. După care îi zic, vino la mine și drop. Hai, du-te, Gigi. Băi, nu mă hotărăsc ce nume să-i dau. Ajută-mă cu un nume. Poate mai folosim pe ăsta și să-i dăm și noi nume, că deja m-am împrietenit cu el. E golemuțul meu. Dar uite și ce reflectă în sare pe el. Cum se reflectă cerul în metalul ăsta. Băi, e super, super. Îmi place la nebunie jocul ăsta. Dacă și ție îți place, dă un like. Deci am învățat și bucla for. Nu, mai avem nevoie de exemple pentru bucla for, pentru că e nevoie de exercițiu ca să o stăpânești, dar e super utilă în programare. O găsești în toate limbajele de programare. E baza programării. Așa, frumos. De mai multe ori, exact. Deci este 3 bucăți de cărbune, 5 bucăți de lemne. Cărbune de la piatră, da? De la 1 până la 3, deci asta face de 3 ori, vine la mine și îmi... Deci de 3 ori ridică cărbunele și de 3 ori îl las aici. Bun,
Și după aia trebuie să facem pe aceeași chestie, ia să mai compactăm un pic, merge și cu delete, super. Ia să copiem noi toată chestia asta, Ctrl-C, și după ce face chestiile astea, îi dăm și noi Ctrl-V și mai face încă de 5 ori, în loc de rock, ce e la 3, nu? Da. Copăcel, de la 1 până la 5 și gata. Acum cred că o să dau pe fast forward clipul ăsta, pentru că o să duleze ceva. Ia uite cum aruncă, bine că nu dă cu ele în cap. Da, chiar, lemnele o să mi le arunce în cap, ia să vedem. Mai mult decât lemn. Bun, aici ce trebuie să facem? Aha, e treaba noastră de la zero. Deci, hai să luăm prima oară piatra. Deci trebuie să-i zicem pet, du-te și lovește piatra. După aia trebuie să-i zicem apucă piatra. După aia să vină încoace. După aia să lase piatra jos. Las un spațiu liber, nu contează în Roblox dacă lași spații libere. Și după aia trebuie să-i zicem să lovească piatra și restul Ctrl-C, Ctrl-V. Du-te, planet! Hai, vino și dă-mi cu ea în cap. Hai să te văd. N-ai tupeu. Au! Mersi! Băi, ce ai făcut, mă? Nu! Deci nici nu pot să sar pe aici? Nu pot. Ai, mă, golemuț, mă. Stai acolo și te uiți la ea. Apleacă-te, că n-ai oase în burtă. Apleacă-te după ea. Ok, dau stop și mai dau o dată play. Asta e. Oh, uite un bug. Ba, nu e bug. Nu! Nu e bine aici. Nu e bine. Înapoi. Asta e, să mă mut aici. Ok. Aici vin. Nu mai mi-arunce acolo, că eu n-am cum să o iau. Eu nu-s de fier. Eu-s de Super Mario, după cum vezi. Gata. Hai. La nivelul urlător. Bun. Cu bucle. Ok. Cu for. Ce trebuie să facem aici? 5 metale, 5 pietre. Deci de la 1 până la 5, du-te, lovește, apucă, ok, le-ai pe toate 5, după care vină încoace, după care de la, în loc de ei poți să-i pui aici orice vrei, tu poți să-i zici și tataie, vorba lui Mihnea de la cursul de astăzi. De la 1 până la 5, du, pet, drop. Mihnea, dacă te uiți la clipul ăsta, mulțumim pentru inspirația cu tataie. Uite, hai să zicem aici și Gigel. Ăsta este de la 1 până la tot până la 5. Dar în loc de piatră avem nevoie de mine. Scrie. Mă rog, cu numele astea intră în conflict că avem și aici tataie și mai sus tataie Gigel. Sper să ne explice undeva mai târziu în jocul ăsta. Dacă nu, la cursurile robotesc înțelegi exact care e treaba cu ceea ce se cheamă variabile. Da? Deci ce am creat noi aici, tataie și gigele, astea sunt variabile. Și variabilele înseamnă că noi ne folosim de niște nume, iar numele astea o să aibă alocată o memorie în calculator și noi putem să le asociem diverse valori sau obiecte și să le folosim prin tot proiectul. Vup! Ah, și gata. Ăsta a fost tutorialul. Bun, acum trebuie să mergem să vorbim cu, cu o grămadă de oameni. Dar știi ce? Numai bine, punem noi stop acum la clipul ăsta și facem alte episoade pentru nivelele următoare. Poți să-mi scrii dacă vrei să continuăm cu această serie, poate să terminăm jocul ăsta împreună sau să creăm lumi împreună pe jocul ăsta, că am văzut că se pot crea lumi.
Iar dacă vrei să continui cu această serie de gaming educațional, atunci poți să-mi scrii că nu vrei. De fapt, cu siguranță nu o să scrii că nu vrei. Atunci poți să nu dai like. Da? Deci dacă dai like și se strâng multe like-uri, o să continuăm cu această serie. Dacă nu, o să mă joc singur și nu o să mai fac video pe jocul ăsta, ok? Aștept să văd cât de interesat ești de jocul ăsta. Dă-i cu like-ul și ne vedem în sezonul următor, în episodul următor, da? Pa, pa!